avem de rezolvat un prim exercițiu care are ca enunț să se demonstreze că pentru orice x0, x1, x3, x4 din mulțimea formată cu elementele 0 și 1 avem pentru primul subpunct x0 implică x1, totul implică x0, totul implică x0 este egal cu 1. Iar pentru subpunctul al doilea, x3 implică x4, implică x4 implică x1, implică x3 implică x1 este egal cu 1. Pentru a rezolva acest exercițiu, trebuie să construim tabelul de adevăr. Chiar dacă exercițiul nu ne cere în mod direct, de fapt avem de demonstrat o tautologie. Faptul că ambele expresii sunt egale cu 1, asta înseamnă că trebuie să demonstrăm că expresiile noastre sunt, de fapt, tautologii. Haideți să trecem la soluție pentru subpunctul 1. Cum se construiesc aceste tabele de adevăr? În primul rând, trecem în tabel expresiile care le avem. Expresia noastră este în funcție de x0 și x1, așa că îi vom trece în tabel. x0, x1. Apoi trecem la expresiile formate. Și anume, prima expresie este x0 implică x1 și iar următoarea este x0 implică x1 implică x0, cea de aici, iar cea de-a treia este toată expresia, iar pentru a ușura notațiile, vom nota expresia de mai sus cu un f în funcție de x0 și x1, care prin definiție să fie formula noastră de aici, deci voi trece doar x0 și x1. Bun. Având în vedere că x0 și x1 fac parte din mulțimea formată doar cu elementele 0 și 1, asta înseamnă că ele vor avea aceste valori. Câte anume cazuri vom avea? Numărul de cazuri se calculează în felul următor pentru cele două valori care le avem. 2 la puterea a doua, de unde? De la 0 și 1, adică vom avea 4 cazuri. Și anume, x0 va fi 1, 1, 0 și 0, iar x1 va avea valorile 1, 0, 1, 0. Bun. Și acum trecem la a rezolva fiecare coloană. Dar înainte să reamintim ce înseamnă implicația, și anume, x0, 1 implică 1, va fi întotdeauna 1, 1 implică 0, va fi 0, 0 implică 1, va fi 1, iar 0 implică 0, întotdeauna va fi 1. Acum, tabelul nostru are 1, 2, 3, 4, 5 coloane. O să le notez cu litere romane deasupra. Pentru coloana numărul 4, pentru a trece valorile în coloana numărul 4, ne vom uita în coloana numărul 3. De ce? Pentru că avem x0 implică x1 și în coloana numărul 1 pentru că îl avem pe x0. Deci, pentru a rezolva coloana 4, nu este decât coloana 3 și coloana 1. Și anume, x0 implică x1 are valoarea 1, mai departe implică x0 va fi 1. 1 implică 1 va fi 1. 0 implică 1 va fi 1. 1 implică 0 va fi 0, iar 1 implică 0 va fi 0. Mai departe, pentru ultima coloană este de fapt toată expresia. O să mai scriu aici sus ca să ne fie mai ușor, iar la următorul exemplu vom merge numai pe formulă. Pentru coloana numărul 4 vom avea nevoie de coloana numărul 5, vom avea nevoie de coloana numărul 4, toată expresia de aici reprezintă coloana numărul 4, implică un x0, adică coloana numărul 1. Așadar, pentru a completa coloana numărul 5, ne uităm în coloana numărul 4 și coloana numărul 1. 1 implică 1 este 1, 1 implică 1 este 1, 0 implică 0 este 1, iar 0 implică 0 este 1. Ce reprezintă, cum interpretăm, faptul că pe ultima coloană, care reprezintă de fapt expresia noastră, avem valoarea 1 de sus până jos, asta nu este altceva decât faptul că toată expresia noastră este o tautologie.
exact ceea ce trebuia demonstrat. Mai departe trecem la subpunctul numărul 2. Vom vedea că avem un F în funcție de x1, x3 și x4, care reprezintă de fapt toată expresia de acolo. O vom mai scrie încă o dată. x3 implică x4, implică la rândul lui, x4 implică x1, implică x3, implică x1, este egal cu 1. Câte cazuri vom avea aici? Păi, necunoscutele noastre sunt 3. Asta înseamnă că vom avea 8 cazuri, 2 la a 3, adică 8 cazuri. Bun, să trecem la tabel. În primul rând, trecem necunoscutele singulare, x1, x3, x4, apoi vom trece la expresii. Prima este în funcție de x3 și x4, x3 implică x4, următoarea este cea de aici, x4 implică x1, care la rândul ei, x3 implică x1. Următoarea expresie va fi cea de aici, x4 implică x1, implică x3, implică x1, iar următoarea este f, adică toată expresia de aici. Bun. Mărim un pic tabelul. Și acum, haideți să trecem valorile. Pentru x1 voi avea valorile 1, 1, 1, 0, 0, 0. Pentru x3 voi avea 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Iar pentru x4, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Și acum trecem la implicație. x3 implică x4. Haideți să notăm iarăși coloanele. 4, 5, 6, 7 și ultima 8. x3 implică x4. Ne uităm pe coloana 2 și coloana 3. 1 implică 1, este 1. 1 implică 0, este 0. 0 implică 1, este 1. 0 implică 0, este 1. 1 implică 1, 1. 1 implică 0, 0. 0 implică 1, 1. 0 implică 0, 1. Trecem la coloana numărul 5. x4 implică x1. Asta înseamnă că ne uităm pe coloana 3 și pe coloana 1. 1 implică 1, este 1. 0 implică 1, este 1. 1 implică 1, este 1. 0 implică 1, este 1. 1 implică 0, este 0. 0 implică 0, este 1. 1 implică 0, este 0. 0 implică 0, este 1. Pentru coloana numărul 6, x3 implică x4. Ne uităm pe coloana numărul 2 și pe coloana numărul 3. 1 implică 1, este 1. 1 implică 0, este 0. 0 implică 1, este 1. 0 implică 0, este 1. 1 implică 1, este 1. 1 implică 0, este 0. 0 implică 1, este 1. 0 implică 0, este 1. Și acum trecem la coloana numărul 7. Și avem x4 implică x1, adică coloana 5. Asta deci este coloana 5. x3 implică x4, este coloana 6. Deci vom face implicația între cele două coloane, și anume 5 și 6. 1 implică 1, este 1. 1 implică 0, este 0. 1 implică 1, este 1. 1 implică 1, este 1. 0 implică 1, este 1. 1 implică 0, este 0. 0 implică 1, este 1. 1 implică 1, este 1. Iar pe ultima coloană vom avea întreaga expresie. Ultima dintre paranteze este coloana numărul 7, iar x3 implică x4 este coloana numărul 4. Deci vom avea coloana numărul 4 implică coloana numărul 7. 1 implică 1 va fi 1, 0 implică 0 este 1, 1 implică 1, 1, 1 implică 1,
1, 1 implică 1 va fi 1, 0 implică 0, 1, 1 implică 1 va fi 1, 1 implică 1 va fi 1. Iată că demonstrația noastră s-a terminat și anume pentru expresia noastră finală, cea de aici, avem 1 de sus până jos, ceea ce înseamnă că întreaga expresie este de fapt o tautologie, ceea ce trebuia și demonstrat.